Salutare tuturor și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Mihail Ștefan și astăzi o să continuăm seria Cum să faci bani din YouTube. În episoadele trecute vorbeam despre muzică, despre ce nu trebuie să urci pe canalul tău de YouTube, despre cum trebuie să arate canalul tău de YouTube, iar astăzi o să vorbim despre cum îți legi canalul de YouTube la un cont de AdSense sau cum îți faci un cont de AdSense dacă nu ai un cont de AdSense. Ok, am primit niște întrebări de la cineva, de la 10 Days, mi se pare, de la un tip care am făcut promovare, în care m-a întrebat dacă are canal, dacă are deja canal de YouTube, poate să-și facă decât canal, decât cont de AdSense. Da, normal, dacă ai deja un cont de YouTube care arată ceva genul ăsta, adică să fie în stare bună, să nu ai reclamații, bla 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 bla, îți poți face decât un cont de AdSense. E foarte simplu. Astăzi o să vă arăt pașii exact cum se face contul de AdSense și cum îți legi canalul la contul de AdSense. Deci, eu deja am un cont de YouTube, dacă nu ai un cont de YouTube, trebuie să-ți faci un cont de YouTube exact ca ăsta, să-l verifici cu număr de telefon, iar pe el să nu ai conținut cu drepturi de autor sau care să încalce regulile comunității. Da, ai dat drumul la microfon. Da, așa să mă asigur că mi se pare că ceva nu e în regulă. Dăm aici volumul mai tare. Ok. Așa. Ăsta e canalul meu pe care făceam bani, dar acum nu mai fac. Multă lume mă întreabă că de ce nu... de ce nu am multe vizite, de ce nu se uită lumea la mine, am 5.000 de abonați, dar nu sunt activ, bla bla bla. În fine, am avut mai mulți abonați, am avut foarte mulți, am avut în jur de 10.000 de abonați, dar care a fost problema? Eu, în momentul în care mi-am primit reclamații pentru copyright și mi-au fost șterse toate videoclipurile de pe canal, uitați aici. Deci, eu tot ce am avut pe canalul meu a fost șters. Vedeți? Eliminat. Videoclip pentru copyright. Așa, eliminare pentru încălcarea drepturilor de autor. Deci, mie în momentul în care mi-a șters toate videoclipurile, automat mi-a ajuns canalul aici. Deci era fața asta roșie și aici la fel. Nu mai aveam activată asta, era dezactivată, mi se pare, generarea de bani. Asta nu mai era, deci nicio chestie de aici nu mai era activă, toate erau inactive. Acum sunt active, doar mai am niște restricții. De exemplu, doar 1% din abonații care am, adică 5400, nu știu câți abonați am, așa, doar 1% din abonații ăștia văd când postez eu pe YouTube sau ce postez eu pe YouTube. Normal, așa, și videoclipurile care apar în partea asta, de exemplu, eu mă uit la un videoclip de la cineva. Dăm la ăsta. Hai să dăm o combinație. Deci uitați, vedeți, mie mi-apar videoclipurile aici ca noi. De exemplu, dacă voi vă uitați la videoclipul ăsta, sunt șanse să vă apară videoclipuri pe partea asta de la, de la oamenii care sunteți voi abonați. Ei bine, mie chestia asta nu mi-apare. Dacă voi sunteți abonați la canalul meu și vă uitați la videoclipuri, vouă nu vă apar videoclipuri ca aici, că e nou, ca Mihail Ștefan a încărcat și nu știu ce. Ei, deoarece canalul meu încă are niște restricții. De-abia când ajung la un număr de vizite și mă mai verific o dată, de-abia atunci o să-mi dea drumul la restricțiile alea. Da, cam atât. Din cauza asta nu am eu vizualizări, din cauza asta nu am eu activitate cum trebuie pe canal. Pentru că canalul meu funcționează doar 1% din impactul total care ar trebui să-l aibă videoclipurile mele și postările mele. Da. Haideți să începem cu... Uite că și aici zice că s-abonați aveam în prime, adică arăta. Na, uitați câți abonați am avut la un moment dat. Doar că abonații ăștia au scăzut, pentru că mie atunci când mi-a... Na, uitați din canale altele. Deci uitați, am avut o grămadă de abonați, doar că... Eu am pierdut abonații ăștia deoarece canalul meu a fost restricționat, nu mai ajungeam în anumite țări, nu, și eu videoclipurile care le făceam nu le făceam numai în română, eu făceam videoclipuri cum ar fi Fail Army, cu Epicuri File, cu tot felul de rahaturi de genul ăsta, înțelegeți? Și lumea se uita, din toată lumea se uita la canalul meu, acum eu fac ceva diferit, fac ceva cum ar fi vlogul pe România, dar numai că nu fac vlog.
Așa, în fine, haideți să începem cum să ne creăm un cont de AdSense. Deci eu aici am contul de YouTube care este în stare perfectă de funcționare, un canal de-al meu un pic mai vechi. Deja contul meu este asociat la un canal, la un cont de AdSense, dar eu o să-l scot de acolo și o să-mi fac un cont de AdSense nou ca să vă arăt și vouă cum să faceți, cum să încărcați, nu, ca să vă arăt și vouă cum să vă legați canalul de YouTube pe contul de AdSense. Ok, haide să începem. Eliminat sau modificat? Ok, dăm modifică pentru că eu deja l-am, cum v-am zis. Creați sau utilizați un cont. Așa, creați un cont. O să pun numele meu, mail, Ștefan. Adresă de mail, dar am cam pus-o că nu știu ce adresă de mail să-mi pun. Da, deci nu știu ce adresă de mail să-mi pun, Cred că o să-mi pun... Stai să mă gândesc, da. O să-mi pun adresa asta, sau dacă nu, o să-mi pun adresa de la canalul meu de YouTube. Stați așa că e mai bine să pun adresa asta. Deci mihailesteban.ro, așa, o să pun adresa aia pentru că... gmail.com. Perfect, îmi creez o parolă. Așa, data mea de naștere, ziua 29 decembrie 1987. Pun numărul meu de telefon, 0726201390. Locație România, da. Următorul pas. Aici vă explică despre termenii de utilizare, despre toate rahaturile despre YouTube. Na, în caz că vreți citițile că sunt importante, eu deja le știu că, na, de cum mă știu, mă ocup cu așa ceva. Sunt de acord. Există deja un utilizator cu adresa de mail pe care ați... Am cont de AdSense pe adresa asta, oare? Ce scrie acolo? Da, scria că există deja un utilizator, eu știu că nu am niciun cont de AdSense. O să ies repede de aici. Am mai ieșit. Ia să dăm singin. Am zis, ia să dăm. Avem noi cont de AdSense cu ăsta. Pare zic că nu mai contă de Google, nu? Da, zice că nu e asociat, dar care e problema? Așa, 29 decembrie 1987, sunt de acord. Există deja un utilizator cu adresa de mail pe care ați specificat-o. Ok, atunci o să schimbăm mail-ul și o să punem mail. Deci acest cont l-am asociat cu alt cont de AdSense. Da, deci am admin un cont de AdSense, n-are nimic de contact. Așa. Așa, rămân tot aceleași, următorul pas. Sunt de acord. Ok, acum trebuie să confirm adresa de mail. Exact ca și voi, confirmăm adresa de mail pentru acel cont de AdSense. Copiem, intrăm înapoi aici.
Welcome Mihaela, ok, to continue with Google AdSense. O să vă apară acest mesaj după ce confirmați adresa de mail, după a dați continuă cu Google AdSense. Bine ați venit la AdSense, deci cam așa, limbă conținut. Limbă conținut. Da, canalul meu, stați așa că nici nu știu ce să fac. Da. Ideea e că pe canalul ăsta am multe videoclipuri. Da, o să rămână în engleză. De exemplu, voi aici, eu îmi fac canalul ăsta în engleză pentru că o să postez conținut în engleză de acum încolo. Nici nu știu dacă e bine sau nu, dar totuși. Ok, lăsăm așa. Voi când vă creați acest cont de AdSense, să vă puneți limbă conținut, să vă puneți română, deoarece canalul vostru este în română și o să vorbiți în română pe canal, bla bla bla. Eu, opa, deci mi-a rămas, sunt conectat ca, da. Ceva nu e în regulă, dar două secunde să verific eu aici. AdSense. Să-mi scot adminul de pe AdSense-ul ăla, că dăm aici. Dăm undeva pe aici. Settings. Informații despre cont, site-urile acestea. Conținutul recomandat. Nu. Unde Dumnezeu e, domnule? Nu mai știu unde. Profilul. Of, în gâtul mătii asta și mâine. Setări. Informații despre cont. Acces. Aici, gestionați. Aha. Deci pe contul ăsta de AdSense văd că nu am. Nu, în fine. Unde Dumnezeu mai am eu admin? Am undeva admin pe AdSense-ul ăla. Da, deci nu știu unde am, dar nu, în fine. Haideți să continuăm. Deci o să vă apară ceva genul ăsta, salvați și continuați. Țară sau teritoriu, alegeți România, fusoral, trebuie să găsim București pe aici, e pe undeva pe la plus 1 din câte știu eu pe aici. Budapesta. Of, nu mai știu pe unde vine România. Adică Bucarest trebuie să fie. Uite, București era plus 2. Persoană fizică, trebuie să puneți în asta persoană juridică numai dacă aveți o firmă, de exemplu dacă aveți un site pe firmă sau o firmă cu site-ul sau cu contul de, care se reprezinte contul de YouTube, deci aia nu vă interesează. Nume și adresă, Mihaela Ștefan, adresă. Nu mai știu adresă. Trebuie adresa care o aveți în buletin, de exemplu, dacă nu aveți 18 ani și faceți contul de Google AdSense pe numele părinților, trebuie să puneți exact adresa care o are în buletin, să nu puneți altă adresă. Două secunde să mă uit în buletin că nu știu adresa. If you ever need a
Așa. Ok, codul poștal din orașul vostru, orașul și un număr de telefon 6201390. Adresa de mail, contul principal. Stați așa două secunde să-mi dau monitorul mai în spate, că m-am ridicat, mă doare spatele de la vreme. Ajutor și sugestii, buletin informativ, informații și piața Google, oferte speciale, informații și... așa. Deci, aici vă selectați. Nici nu știu aici ce adresă trebuie să pun. Ori asta, ori adresa de... în fine, lăsăm adresa asta, eu să-mi fac un print screen ca să-mi țin minte tot ce mi-am făcut aici. 2 secunde. Uite așa. Eu o să-mi blurez secțiunea asta de aici, deoarece nu vreau să știe toată lumea adresa mea, nu are rost. Și acum trimitem cerere. Deci după ce faceți toți pașii ăștia și completați chestia asta, trimiteți o cerere la Google, iar în câteva zile trimit cererea. Bine ați venit la Alsen, vă rugăm să vă verificați numărul de telefon Alsen sau așa. Prin mesaj text. Text 0727201. Așa. Verificați. Acum o să primesc un mesaj. Ar trebui să primesc mesajul la de 0726201390. 0726201. Gata, l-am primit. Verificăm contul de AdSense cu număr, cu mesaj. Așa. Aici trebuie să citiți termenii ăștia dacă vă interesează, dacă nu dați până jos aici, dați da, am citit și accept contractul. Acceptați. Sunteți redirecționat înapoi la YouTube. Ok, acum o să dureze maxim 2-3 zile până când vă verifică cererea cineva de la Google. O să vă examineze canalul de YouTube, iar o să primiți un mesaj, un mail, nu mai știu, ori pe telefon o să primiți mesaj că v-a fost verificat, ori o să primiți un mail cu confirmarea că ați fost acceptați de AdSense sau nu ați fost acceptați de AdSense. Din cauza că nu respectați nu știu ce, adică canalul dumneavoastră nu respectă termenii Google AdSense. Cam atât în videoclipul de astăzi, deci nu o să vă mă dau mai multe detalii, doar după ce îmi este gata contul de AdSense, adică următorul episod o să fie peste vreo 2-3 zile. Nu am idee pe ce... 2 secunde... Nu mai țin minte, dar oricum, undeva pe mail-ul meu o să-mi vină mie confirmarea. Ok, cam atât pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe și lăsați-mi întrebări în acest video legat despre AdSense, despre contul de YouTube, iar eu o să vă răspund în cel mai scurt timp. Următorul video o să fie peste 2-3 zile când îmi acceptă contul de AdSense și atunci o să vă arăt alți pași care trebuie să-i urmați pentru a avea un canal de YouTube ok. E foarte important, v-am zis, după ce... nu v-am zis, după ce... Uite că tot am zis că ieși și n-am mai ieșit. După ce aplicați la AdSense, e foarte, foarte, foarte important să urcați cel puțin câte un videoclip pe zi ca să vadă ăștia de la Google că aveți activitate. Oricum, ori dacă urcați, ori dacă nu urcați, o să vă accepte. Dacă aveți cel puțin 2000 de vizualizări de când ați deschis canalul. Stai să vedem, mai e ceva de făcut? Nu, aici nu, aici nu. Închidem. Cam atât pentru ziua de astăzi, oameni buni. Dacă aveți întrebări legate
despre acest video, lăsați-mi comentarii, lăsați-mi un comentariu în descriere, doamne, sunt total aerian, m-am trezit de dimineață și nu mă simt deloc bine. Dați un like, dați un subscribe și ne auzim în următorul video când îmi acceptă contul de AdSense. Bye bye! Pentru promovări gratis, nu uitați să dați un like la acest video, să lăsați un comentariu cu linkul vostru de YouTube sau să-mi trimiteți pe pagina mea de Facebook un mesaj cu linkul și descriere despre canalul vostru, iar eu am să vă fac promovări gratis. Nu uitați de Giveaway România și de videoclipul Cum să câștigi bani cu ajutorul YouTube-ului, unde vă dezvălui toate secretele. Aici aveți videoclipul cu Giveaway România, iar aici aveți videoclipul cu... am și uitat, Cum să faci bani cu YouTube. Cam atât pentru ziua de astăzi, v-am salutat. Bye, bye!